Concluziile după meciul ăsta, mai ales după finalul acesta nebun? Bună seara, da. Dezamăgitor, pentru că într-adevăr, prima repriză sau să spunem primele 30-35 de minute au fost ale lor. Trebuie să recunoaștem că ne-au presat. Am schimbat puțin sistemul, că v-am spus, dacă ne uităm pe foaia de joc, am avut 8 jucători defensivi, pentru asta e situația în acest moment, acești jucători i-am la dispoziție. Și am încercat să joc un 5-4-1, să blocăm puțin zona centrală și să creăm o densitate foarte mare, că știam aparițiile Interilor, Deac și cu Păun, chiar am, vă spun sincer, că am și anticipat echipa cu care o să joace, le-am spus-o și jucătorilor. Și știu ce fac și le știu traseele și cunosc atât de bine că am încercat să blocăm, dar n-am fost acolo puțin mai exact și puțin să fim mai atenți și mai concentrați pe schimbarea de direcție și apariția lui Petrilă. Gabi și Matricardi știau că el tot timpul taie între fundașul lateral, fundașul central, se duce până pe prima bară, pe centrare din partea opusă. Și am primit și gol, deja ne atenționase Petrila odată, a doua oară nu ne-a mai iertat. Apoi, după gol, ușor-ușor, pe finalul primei reprize, am și schimbat, am trecut din nou în 4-2-3-1, am împins pe Filip la mijloc și pe Lixi mai sus, Zecar, și am început să jucăm. Am început să ieșim la joc, să punem mingea jos, să creăm și să împingem jocul spre poarta lor și... Pe finalul primei reprize chiar cred eu că am echilibrat foarte mult și i-am obligat să facă pasul în spate. A doua repriză cred eu că, nu știu, în proporție de 80% a fost a noastră. Dacă în prima repriză și ei puteau să ne mai marcheze goluri, cred că a doua repriză și noi la fel am avut 3 situații clare, Nasser de 2 ori, Lixi la fel din 6 metri, dar din păcate noi nu marcăm și... La ultima fază de joc, la ultimele secunde, nu pot să-mi explic cum au gestionat acel moment. Ne dăm cap în cap, scapă și primim un gol pe care, zic eu, nemeritat. Este un rezultat nemeritat. Nu știu dacă meritam toate să câștigăm, dar cred eu că un egal îl meritam cu prisosință. Nu pot decât să-i felicit pe jucători. Sunt mândru de acești jucători, sunt mândru de felul cum se comportă și cum se antrenează și cum se prezintă la meci. Într-o situație ca a noastră, nu știu ce echipe ar putea să reacționeze așa și i-am felicitat pentru tot ceea ce au făcut în această seară, pentru că am jucat de la egal la egal cu campioana. Chiar dacă ei nu trec printr-un moment bun, totuși sunt campioana, au un lot numeric și valoric foarte bun. Ați văzut la mine, am încercat să fac schimbările cât mai spre final, pentru că nu am cu ce să vin. Am un Nasser care încă nu este 100% din punct de vedere fizic. Am un Matricardi care la fel vine după accidentare și n-a mai jucat din decembrie, de la ultimul meci cu Craiova. La fel nu este bine, nu este pus la punct cu pregătirea fizică. Jucători accidentați, suspendați și așa mai departe. Dar merită tot respectul și toate aprecierile. Ați spus că ați avut și câteva absențe, totuși una pe care nu mi-o explic, poate mi-o explicați dumneavoastră, mai ales că golul pe care l-ați primit în prelungire a venit și în urma unei erori din defensivă. V-a lipsit astăzi cel mai bun jucător din defensivă, Iuri. Ce s-a întâmplat? Da, e un alt caz. Adică mă gândesc că a fost alegerea dumneavoastră. E un lucru care mă deranjează foarte tare, pentru că dacă cei de la CFR, atât de cei de la CFR, cât și Craiova, și-au exprimat dorința de a-l transfera pe Iuri, nu este normal să transferi un jucător sau să încerci să transferi un jucător cu o zi înainte de meci. Practicile astea pe la noi le știm cu toții și au mai fost și încă cred că se mai fac. Dar nu este normal. Ești un club, ești... De ce ăsta este motivul? Iuri a fost contactat de CFR? Contactat de CFR, au trimis pe mail, într-adevăr, trebuie să recunoaștem că ei au trimis undeva de vreo săptămână, să zicem, au făcut o ofertă pentru Iuri. Noi n-am acceptat oferta, eu n-am fost de acord cu suma pe care ei au trimis-o. Am spus la club că nu pot să-l las să meargă pe suma asta. Astăzi, în ziua meciului sau ieri, au acceptat oferta pe care eu, să zicem, am cerut-o sau am transmis-o mai departe. Dar nu este normal să se întâmple asta. Nu este normal pentru că jucătorul timp de 2 zile a fost foarte bulversat, s-a pus o presiune foarte mare pe el.
a venit la mine astăzi, deci el se antrenează normal. Ieri îmi participă la faze fixe, la tot ce fac, îmi participă ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat și joacă. Și astăzi îmi vine, astăzi când am făcut un antrenament, îmi vine și îmi spune înainte de antrenament că mister nu pot să joc. Nu pot, nu pot, mental sunt terminat, e o presiune, s-a creat o presiune foarte mare în jurul meu și cred că această presiune a venit din partea lor, pentru că știau că este un jucător care îmi dă un foarte mare echilibru în defensivă și foarte bun pe fazele fixe. Și până la urmă mi-a spus că el nu poate prin prisma faptului că e posibil ca să greșească, greșeala este normală, e omenească, e posibil să greșească și nu vrea să se compromită, exact. Atunci am decis să-l las să nu fie nici în lot și să-l las și să stea acasă, dar eu am pierdut un jucător care cred că dacă era în teren, nu știu, poate dacă era, poate dacă nu e, n-a fost, nu știu dacă era schimbat situația, dar totuși nu este ok ceea ce se întâmplă și nu mi se pare corect. Asta e. Îi mulțumesc lui Iuri pentru tot ce a făcut aici. Îl felicit pentru tot, pentru parcursul lui și îi urez multă baftă la noul lui club. Iuri s-ar putea să nu fie ultimul jucător pe care îl pierdeți. Din ce știu eu, luni la miezul nopții e ultima perioadă de transferuri. Sunt jucători care de asemenea pot pleca până luni. Adică marți s-ar putea să nu mai aveți jucători la antrenament. Este adevărat. Am mai spus-o și tot timpul am spus că n-aș vrea să mai vorbesc de aceste probleme, dar jucătorii au ajuns la saturație. Pentru că se întâmplă ceva. Nimeni nu le spune absolut nimic, nimeni nu le transmite nimic, nimeni nu vine să spună care este exact situația, nimeni nu vine să spună ce vom face de acum încolo. Jucătorii nu mai vor să mai stea, e normal. Mi se pare normal, eu nu pot să-i mai țin pe jucători. Am reușit până în acest moment să-i fac să înțeleagă că indiferent de situație ei trebuie să joace, ei trebuie să continue până la vară și la vară vom vedea ce vom face. Problema este că sunt jucători care au niște probleme destul de grave pe acasă, nu au bani, sunt împrumutați. Adică eu ce să fac? Ce pot să fac mai mult de atât? Și nu e normal ce se întâmplă. Vă spun ceva, sincer, sunt bani la Mediaș. Sunt bani la Mediaș. În orașul Mediaș sunt bani. Știm cu toții asta. Nu se vrea. Nu se vrea. Nu se dorește. Trebuie să fim sinceri. Nu se dorește. Nu se vrea. Și cu asta basta. Și cu asta am încheiat discuția pentru că nu mai pot. Am ajuns la capătul răbdării și nu mai am ce să mai fac. Eu vreau să-mi fac munca, vreau să-mi duc munca până la capăt, dar s-ar putea să nu mai am în două zile, să nu mai am cu cine. Iar în situația asta trebuie să fac pasul în spate pentru că am și eu familie, mi-am sacrificat familia și vă dați seama, e greu, e foarte greu. Dacă mergeți acum în vestiar să vedeți ce se întâmplă acolo, credeți-mă că nu este ok. Nu mai antrenor să nu fii, nu mai în situația mea și nu mai în postura mea să nu fiți în acest moment. E dezamăgire totală și faptul că am pierdut meciul și pentru că nimeni nu le spune absolut nimic, este o incertitudine totală. Iar așa, ce să facem? Nu știu, vom vedea zilele următoare ce se va întâmpla și ce decizii vom lua. Mulțumesc!